Ca să vorbim despre Medgidia și despre taberele de ceramică de acolo, trebuie mai întâi să facem un mic popas sau să ne abatem din acest subiect, îndreptându-ne către primarul Medgidiei de atunci, Iftimei Elisei. Elisei asigura casă, Elisei asigura și la toate lucrările de până acum, asigura mâncare, asigura tot ce, materiale, tot ce trebuie. Oamenii trebuiau numai să lucreze. Și dădea la sfârșitul, când se termina lucrul, cum se zice, etapa de lucru, dădea o mare masă, bogată, îmbeșugată, la care adesea artiștii se prea bine dispuneau. Canalul Dunăre, Marea Neagră, și-a făcut acolo spațiu de lucru pentru șantier. Atunci ei au găsit de cuvință să facă exact pe malul ăsta al apei, să facă șantierul ăla. Neștiind nimic de autor, nici măcar cred că nu știa cine le-a făcut, ce a fost, și le-a stricat, le-a aruncat. Nu pe toate, o parte dintre ele. Și atunci, bineînțeles că asta a stârnit vârvă, asta urmează să găsim neapărat, că presa a scris despre acest lucru. Și ne-am dus la primărie și am așteptat o oră până când a venit domnul primar. Și după vreo oră a apărut prin ușa de aici un fățângău, așa, o arătare de om, cu un pardesiu de asta, știu că era toamnă, era septembrie și era mai rece, cu un pardesiu strâns așa pe el gri și mergând așa a zis: bună ziua, eu sunt primarul Orel Seceleanu. Și eu i-a spus: de ce ați făcut și de ce ați făcut lucrul acesta și nu ne-ați anunțat și n-ați chemat, că noi puteam să luăm acolo lucrările, să le prezervăm, să le punem în altă parte. Și atunci el a început o mică, n-aș zice dizertație, o mică conferință, cu ghilimele de reguloare, despre tovarășul Ceaușescu și sarcinile pe care le are primarul și canalul și toți văzând că cu cine au de-a face, am plecat. Ce rost are să vorbim cu acest om? Ce să-i spunem și ce să-i facem? Lucrurile erau făcute, stricate. De îndreptat nu se mai putea, să-l dai în judecată nu era posibil. Băi, totul a început dintr-o... Primarul ăla. Prima dată am mers, de exemplu, începem cu cazarea. Cazarea care era școala aia și unde aveau ei căminul și acolo aveau și cantină și acolo nu știu ce și le-a alocat lor fonduri ca să puteți să funcționeze. Eu, ca șef de tabără, trebuia să fac meniul fiecare zi. Era o chestie. Nu se punea problema de bani. De orice aveai nevoie, îți aduce. Era o legătură, o structură de, în primul rând, de prieteni. Fiind și mai apropiați de vârstă, era, nu știu acum, cum sunt tinerii, de exemplu, din institut. Dar noi nu se ținea cont că ăla era cu 3 ani mai mare decât ăla la școală. Dacă era băiat de comitet, îi dea pe lângă școală. Știi, cam despre asta e vorba. Simpozionul de la Medgidia cade în 71, când încă era o verbă în direcția asta. Deci și arta era o devaloare, adică era ceva valoros. Deja la prima masă ne-a tras atenția, ați fost invitați, sunteți invitații noștri, vă punem la dispoziție material, vă punem la astea, dar nu trebuie să faceți nimic. Deci nu sunteți obligat. Da, da. Și asta te destinde de la început. Eu cred că o problemă a fost și că tehnologia încă nu a fost dusă la capăt. Adică, cred că și temperatura de ardere a fost prea mică și deja la transport s-au spart. Mai era o chestie cu materialul care te împingea la chestie. Ei veneau și ne aprovizionau cu niște, nu mai știu pe ce erau, pe niște paleți, pe ce, da. ne aduceau niște benzi de șamot, da? Gata. Așa scoase din presă, da? Păi mâncați Îți dă atâta, nu ce s-a pus să facă așa o chestie. Adică cuptoarele acolo, era o fabrică de cărămizi, deci nu? Așa, au niște cuptoare cât o cameră, adică stăteai în picioare. Deci toate te trăgeau. Pentru că așa am trăit noi, luam 3.000 de lei, mai țineți minte? 3.000 de lei, mâncare, cazare și muncă, care munca pentru noi ne era o plăcere la vremea aia. Și era și altceva, erau comenzile care le primeam prin Uniune. Noi eram membrii Uniunii, în primul rând, da? Treaba acolo nu era o treabă de două surcele. Uniunea era o, cum să zic, o întreprindere, domne, socialistă. Instituție. Așa. Noi eram cineva. Da. Noi eram acesta adevărul, da? Și fiecare an puteam trimite lucrări prin Uniune. Prin atenție, asta e foarte important. La concursurile astea internaționale, deci la Faiența, de exemplu. Așa avem noi lucrări la Tokyo, la New York, la numai Polul Nord n-au ajuns, pentru că toate erau preluate de Uniune. Prima lucrare care am făcut-o în ceramică așa mare, era mare, lucrare care aici până în divan era. Deci, asta e un panou din palm pe care eu am pus această chestiune, pe asta e din ceramică, jocul ăsta aici și ăsta e puiul. Asta, probabil că mie mi-a zis când am vrut să o transporte, că a luat-o și când a scos panoul ăsta s-a dărâmat. N-am luat-o cu grijă, că se întărise, poate nu s-a întărit suficient. Asta este un vis, a fost un vis pentru mine, să fac o ceramică monumentală. A Medgidia a fost nebaipomenit. Păi ce, mai dormea cineva noaptea? Când se începeau scandalul, băuturile acolo. Dimineața scrieam în chior, hai la treabă. Eram tineri, eram bucuroși că ne întâlnim. Era altă viață, total altă viață decât e acum. Acum toată lumea e închisă, toată lumea plină de orgolii, dar noi nu aveam orgolii deloc. Dom'le, și noi, sculptorii, artiștii plasticieni, abia niște mai bătrâni, noi am făcut cultură în România asta, n-am stat degeaba. Am făcut monumente, am făcut... Asta cum a scos-o din atelier, cum a spart-o. Că i-a căzut peretele ăsta jos, n-a luat-o mai cu grijă puțin. Bă, măcar puiul ăla a rămas, nici puiul l-a spart pe ăla. E, și cu refugiu, cu bombardamente, cu nenorociri, cu accidentul de tren. Am salvat un copil de la moarte pe peronul Gării de Nord, că trăgea trenul cu spatele, băga în gară, și o fetiță de 2 ani jumătate, 3 ani, avea un balon de la un far cu gura, din plastic. Și a scăpat între linii. Și vinea trenul era, locomotiva era cu pe peretele aici, cu pe perdeaua. Când am luat-o, parcă am luat-o pe femeia acolo. Și m-am repezit la ea, am luat-o și am aruncat-o pe perelul celălalt. Și când s-a dat piciorul ăsta, a trecut peste mine. Și așa până atât. Și din 69, eu sunt invalid. Am lucrat așa, fără un picior, toată opera mea, într-un picior am făcut-o. De altfel, primarul are un cuvânt aici, avea grijă ca nouă să nu ne lipsească absolut nimic. Și asta a fost nemaipomenit, adică ne-am simțit ca acasă. Plus că între noi și muncitorii bazaltului s-a creat o relație, aș putea spune, de prietenie. Că veneau muncitorii câteodată, veneau pe la noi și ne întrebau, vă mai duc puțin pe mult, vă mai trebuie. Da. Și apoi stăteam de vorbă cu ăsta, cum îi spune, în pauză, când făceam câte o pauză. Erau muncitori cu noi, în curtea fabricii și stăteam de vorbă. Ei ne povesteau de ale lor, noi povesteam de ale noastre. Și pot să spun că s-a legat, și o spun cu toată sinceritatea, o prietenie între noi și muncitori. De faptul că lucrările au dispărut, dar ele continuă să fie, să vă spun eu, niște metode de educație pasivă din păcate de că cine este în forul decizional, dacă nu are conștiința valorii, atunci nu are cum să le, măcar să le protejeze dacă nu se da, asta e viața care o trăim, astea sunt oamenii cu care există. Dar arta de form civic, arta care de fapt trebuie să stea într-un cadru social, asta și are modalitatea de a educa pasiv pe oameni. Pentru că trecând pe acolo de multe ori, le rămâne în subconștient anumite lucruri de proporție, de imagine, de stare, de nu neapărat să înțeleagă ce e asta, de ce reprezintă, că nu asta e, dar încet, încet există un fel de educație pasivă, laterală, care de fapt se formează. Și se formează în momentul când oamenii trăiesc într-un context. E vorba de simpozionul Hamangia de la Medgidia de 1971, mi se pare. Ei consideră Medgidia artă monumentală. Eu am zis că e artă ambientală, pentru că nu are niciuna din lucrări proporții monumentale. Le-am intitulat Forța Pământului. Erau niște pumni care răsăreau din pământ. Erau 5 sau 7. Îmi pare greu, dar careva din colegi a înțeles pumnii ăștia ca o expresie a unui simbolism comunist. Și au zvârlit pur și simplu peste noapte. Au rămas, mi se pare, 1 sau 2 de ele. S-a ales praful de ele, am fotografii. Au continuat niște simpozioane, dar nu de natura și de amploarea celor de la Medgidia. Pot să spun că sunt mândru și acum de acel început, dacă vreți, fabulos. Și majoritatea celor participanți la această tabără au continuat pe drumul deschis atunci. Toți au fost aleși, capabili și au dus la bun sfârșit obligația de a lucra împreună și a realiza lucrări pentru exterior. Pot să spun că toți erau prieteni. Și s-au distrat, s-au simțit bine, au lucrat, au făcut lucrări remarcabile. La un moment dat arăta ca un parc de sculpturi toată ambianța de la Medgidia. Din păcate s-a întrerupt acolo. Cristina Rusu, vicepreședintă, și ea însăși, ceramistă valoroasă. Galeria Galatea de la, după Calea Victoriei s-a specializat în expunerea ceramicii și este un bun urmaș. Pe de altă parte, la Constanța, Gigi Fărcășiu duce și el o muncă de continuare a experienței trecute. Toate lucrările acum din acest perimetru destul de mare, de 1 acru și jumătate, aparțin Fundației Hamangia, înființată în 2016, care are de scop continuarea și promovarea sculpturii ceramice de exterior. Am păstrat în suflet această legătură cu Hamangia, pentru că gânditorul de la Hamangia, pe care îl descoperisem în România, era singura reprezentare umană din neolitic, fără semnificație religioasă. În orice caz, este la fel de monumental ca și gânditorul Rodin. Fundația aici își îndeplinește rolul pe deplin. Eu am conceput ca după moarte să fie în posesia acestui mare parc de sculpturi, Gorwood Sculpture, care este aici la Hamilton. Și până atunci, fundația dă o bursă de $5.000 la Raggi University, la clasa de ceramică, care e dedicată numai sculpturii ceramice de exterior. Sunt bucuros că cineva, după atâta vreme, renaște importanța taberelor și apreciez efortul lor și le doresc succes.